Salutare și bine am găsit la un nou episod din The Sky Titans. Sunt alături de Yololix și... Da. Titricu. Am un pic. Eu astăzi o să-mi lucrez la... Apropo, Yolo, când termin... cum să zic eu, când termin restaurantul și barul de striptease, vii să lași un rating pentru amândouă, bine? Bine, cine o să fie stripperul? Nu o să fie niciodată. Vorbești cu el. Ok, deci o să aibă 10 din 10 din partea. Perfect. Dar eu am făcut interfața la restaurant din geamuri, pentru că mă gândeam să fie ceva, știi, șmecher. Asta, să vadă și lumea de afară, dacă sunt minori nesimțitule. Să vadă cine vine, știi, dar arată cam nașpa. Ai gândit și tu la minori nesimțitule? Arată cam nașpa. Bun, eu n-am nicio idee ce să fac pentru aceste... gata, mi-am amintit ce o să fac pentru aceste... Ai putea să vii să mă ajut... da, ai treabă, Yolo? Bă, eu am quest-ul meu, caută diamant. Dar vreau să vii să mă ajut cu acoperișul, ajută legionarii. Apropo, mi-a picat un disc. Da, de unde? De la un zombalău. Ce nenorocit este, ce disc? Stai, ce un disc? Ăla de ascult muzică, la... Bune, și-a spus muzica în Minecraft? Păi nu stai și un pic? Bă, ăla-l faci și pe ăla nu-i problemă. E una diamanta, da? Da, din miile de diamante de le-a... Păi termină aici. Deci cea mai tare sperietură care am tras o zile astea a fost în Minecraft. Când eram pe un poduleț de 3 pietre și vine, nu știu cum dracu s-a strecat o zombie în spatele meu fix pe podulețul ăla și... aproape m-am împins în lavă, dacă nu erau pietricică să mă blocheze acolo, cădeam în lavă. Deci m-am sperat și aveam un stack de fier pe unde mi se pare atunci, chestii de genul, știți, dai seama că muream, făceam ca toate spumele pe acolo. Frate, vor să-l omoare pe Amet. Ba! Cine e Amet? Dintre Dare. Oh, shit. Oh my god, îl moară, nu! Nu știu cum poți să te uiți la așa ceva. Eu frate, simt cum micșorează penisul că mă uit la telenovela. Nu e telenovela. Și asta e o problemă, dar ok. Pe lui cine nu interesează dacă îi se micșorează? Exact, pentru că am prea mare penisul. E un sacrificiu care merită pentru trotoare. Frate, eu știu parcă să-l viulă. În fine, despre ce vorbim în episodul ăsta? Hai să vorbim despre votări. Vreți? Chiar dacă am 15 ani și nu am voie la votare, vreți să vorbim despre votări? Eu am 20. Politică? Pe cine votezi? Dintre ăștia de Iohannis. Ionasis? Votez cu Ionasis și eu țin cu Ionasis. Andrei ține cu Ponta? Nu, eu, cu Ponta. Eu nu țin cu nimeni, pui mei. Nu știu cum îi ziceam eu, îi ziceam... Stai, Puiemonta, îi ziceam Puiemonta. Puiemonta și Ionasis. Aha, că așa i-am zis eu Puiemonta. Ca la niște Pokemone. Așa, așa îi zice, le zice tot din clasa noastră. Da, ca la niște Pokemone. Încerc să vin acolo, băieți. Ok, eu mai strâng niște... 200 minus 200? Sau minus 200, 200? 200 minus 200, face 0. X-ul e pozitiv, iar Z-ul e negativ. Ok. Nu știu în ce parte să ia. Parcă vă costă, zice, da, arată nașpa cu glis, pentru că asta arată, e o cutie, e o cutie, așa că m-a ajuns la... E o fucking cutie, în pui mei. Exact. It's fucking Minecraft. M-a ajuns tu la acoperiș. E un fucking cub. Nu, ascultă, m-a ajuns tu la acoperiș, pentru că nu mă pricep la acoperiș și dacă nu arată frumos, atunci fac din altceva, nu din glis. Să văd cum faci tu din cubul ăsta cerc. Creeper, run. Run for my life. Oh, bun, fac eu parte din drum și acum nu știu ce să fac. Bă, e lag, Vlad. Ai putea să continui. Dar nu mai am glowstone. Bitch, please. A, da, a zis cineva o propunere să facem în loc de torțe să punem glowstone. Asta făceam, doar că n-am glowstone. O să-ți dau comentariu, să-l afișez. Deci da. Deci da, acum așa-i minti băiatul. Ai uitat să faci chestia cu comentariul zilei. Păi da, pentru că ziceam că filmezi și tu și mie... Vrei să fac? Okay. Comentariul zilei este... Și o să scriu repede un coment acolo și leap al meu, da? Așteaptă să intru pe Google, da, ok. Stai, nu, zic eu ceva și comentariul zilei este Yololix spune... Păi da, du-te și zi! O să scriu după aia, da, facem așa. Putene. Păi tu... Luci, am o misiune specială pentru tine. Am treabă. Zboară până în Nether și fă-mi rost de glowstone cât vezi cu ochiul. Am treaba, am misiunea mea.
Lasă barul, dă-l dracului de bar. Bă! E ca și cum ai fi jinit coiul stâng, exact așa. Acum. Și doar pe ăla l-are. Bă, ai dreptat. Ce-a făcut, mă? Pe lângă celălalt, știi? Doar pe ăla l-ai, pe lângă dreptul. Frate, am la semn de să mă șterg cu el la fund. Nu ți-a sugerat, doar e dureros. Înțeleg, păcat pe propria piele. Prefer să nu răspund. Ok. Nu s-a făcut niciodată. Vorbesc serios. Politica asta din e nasoală rău de tot, cu moșăvii și toate cele. Adică n-am urmărit-o prea mult pentru că nu mă interesează, însă nu știu, mi se că n-aș vrea să fiu politician. Eu sincer să fiu, n-aș vrea să fiu politician. De ce? Pentru că nu știu, e nașpa în politica asta, moșăvii și chestii. Și, da. Dar și peste tot. Da, schive, dar nu știu. Franci. Frate, deci de fapt, așa e viața asta, e mârlană și îi zăbici, știi? Nu suport. Timp de 4 ani nu te bagă în seamă și te tratează ca pe un cur și după aceea, după 4 ani, vine și face campanie și parcă ai fi cea mai importantă persoană din viața lui. Dacă n-ar folosi, dacă banii ar folosi la altceva, gen spitale, în loc să bage în poze cu ponta puse pe tot... Da, și de exemplu la mine pe stradă sunt, cred că din stâlp în stâlp și din, chiar și pe porți sunt lipite și garduri și chestii, sunt lipite chestii. Și teoretic ar trebui să fie o limită, dacă nu mă înșel, de afișe dintre alea, pe care 100% au încălcat-o. Da, nu se poate așa ceva. Ba, sunt mai multe afișe cu Puemonta, dar nu mai contează. E normal, asta a zis și Iohannis. Și mai ales Iohannis și-a lăsat transparență la campanie cât a cheltuit și chestii. Ponta n-a prea făcut asta. Dar nu știu, știu că n-ar trebui să vorbim despre politică, la cel puțin la vârsta mea, dar tu ai 20, iar Andrei are 17, voi n-ați putea, dar totuși, nu știu, pur și simplu mă scoate din minți chestiile, mă scot din minți chestiile. Acum știi, e faza aleși dintre două orele, pentru că niciun politician nu-i fără pată, dar sincer măcar e două șanse lui ăsta și Ponta l-am văzut de ce e în stare, adică de nimic, a fost premier și n-a făcut nimic. A promis că îl dă pe Băsescu jos să alia cu el. Adică s-a plagiat, are nu știu câte doctorate, cine știe și alea cât de plagiate sunt. Și vreau să zic ceva, stai. Deci X-ul este pozitiv, da? Stai să vă spun o chestie pe care am auzit-o la școală. În școală nu ai voie să faci politică. Și da, e bine să nu faci politică. Și acum noi ce facem? Chit că nu suntem la școală. Da, nu contează, dar ce vreau să zic? Acum am discurs politică, mă. Nu e o diferență să discuți, să faci. Dar totuși, România, mulți români îl votează pe Ponta pentru că nu acceptă ca conducătorul României să fie de origine, de altă origine. Știi de ce e asta? Deci acum, fix în timpul campaniei, au apărut multe chestii despre Iohannis care sunt chiar jignitoare, în sensul că o să destrame România, că nu știu ce, că nu știu și ce. Și alte chestii și alte cazuri cunoscute. Și astea sunt ori fake. Da, poate sunt două, trei reale, știi, că nimeni nu-i fără pata. Toți avem greșeală și chestii de genul. Dar chestiile astea îi trag în jos imaginea, știi? Mm-hmm. Știi că ați făcut steagul României la ușă? Nu, da, mulți zic, păi n-am ce să caut el, n-am ce. Am văzut odată un comentariu că vreo trei nemți n-am mulți. Da, așa, da, apelul nostru... Băi, am și eu zona de Legion Gamers, zona de Legion Gamers, preș pentru Legion Gamers, semnat... Fuck you, Andrei. Hey. Hey. Ma, 21 de defuri, what the fuck, frate, faci un record? Ha? Vrei să-ți faci un record sau ceva? Eu am 6, dintre care Andrei m-a omorât de 2 ori când aveam bug. Deci, zi-mi cum fac acoperiș. Arată ca un cur, nu? Nu văd nimic. Mă rog, eu am pentru striptease, deci... Chestia din englez, nu, asta e restaurantul, dar arată ca un cur, nu? Shit. Am venit pentru striptease cu aia. Încă nu e gata, adică nu l-am făcut încă. Tu ajută-mă cum să fac acoperiș, arată ca un... Și unde e bara? Unde ar trebui să dansezi? Zi-mi sincer, arată ca un cur? Fiind sticlă e cam ciudat, dar ai putea să faci un acoperiș măcar din ceva, dintr-o piatră, ceva. Fiind un bar de striptease, unde trebuie să fie vizibil curul, deci e bine. Deci te plătesc. Zi-mi materialele, construiește-mi și îți dau diamante. O diamante? Un diamant. Bă, tu mă întrebi și pe mine.
Deci zi-mi de ce ai nevoie ca să faci să arate mai bine. Eu să ți-l fac? Da. Hai să facem opusul unei case, știi? Facem aici din piatră un fel de geam, știi? Asta nu trebuie să fie o casă, asta trebuie să fie un restaurant. Ah, faci opusul. Vezi, aici ai geam ca să fie geam din sticlă, aici pui piatră ca să fie geam din piatră. Te-ai prins? Ironie. Nu, dar zi-mi cum să arate restaurantul meu mai bine făcând din acoperiș și zi-mi de ce ai nevoie și construiește-mi. Pune ceva deasupra, fă, nu știu. Păi îți dau materiale și mă ajut tu. What the fuck, ce chestie e în aer? Nici nu văd bine. Ia lu' Andrei. Ce chestie? Andrei Z. Andrei, nu Andrei... Z. Mă, okay, păi 7, mă întreb cum o să arate mapa asta. Îți aduc cobblestone? Aduc cobble, să vedem cum o luăm. Ok, eu merg, nu o iau. Ce? Ce scuipat ăsta? What the fuck? Tu ei. Ce chestia asta? Ce scuipă ăsta? Ce scuipă? Uite, apăs pe butoanele astea și scuipă ceva. Nu mai atinge butoanele. Dar ce s-a asta? Nu înțeleg. Rotom flash, cred. Depinde pe ce chestia apeși. Mi-a aruncat și niște, uite, cum se numesc. Dar cum e chestia asta? Lasă-mi chestia. Lasă-i barul în pace, nu-i strica. Vin imediat, dar lasă-mi chestia. Ți-am dus auto. Vin imediat, pune-l la loc. Pune-l la loc. Să pun la loc. Copacul ăsta are un buton ăia. Vin imediat. Ce s-a întâmplat? My God, lipsesc 5 minute și strici deja totul. Nu. Ce face butonul ăsta din copac? Ok, deci ce aruncă? Zi-mi cine ți-aruncă. Voi puneți butoane peste tot? Da, zi-mi cine ți-aruncă. Nu e, uite, vin-o pe aici. Bin. Changes in my life. I only... Uite, păi e un dispenser acolo. Ce-i dispenserul? Doar dă-ne chestia. Ți l-am pus în cufăr aici. Dar ce face ăla? Nu înțeleg. Spart ușa și încă este acolo. What? Dispenserul face... N-ai făcut niciodată un dispenser? Explică ce face. Aruncă chestii! Pur și simplu. Păi el aruncă în tine. Nu pot să cred, dă-mi ușa de fier. Da, uite, el aruncă în tine, vezi? Dă-mi ușa. Eu am la mine. Da, pentru că asta face. Deci doar aruncă cu chestii în tine la infinit? Lol, nu, are chestii înăuntru. Andrei, pune iar ușa ăla, că nu știu să pun. Bă, nu știu. Dă-te, bă, Luci, bă. E gata, am pus. Ok, hai. Vă umplu de lucruri, băieți. Uite ușa. Hai să-ți dau cable, unde ești? Hai, dă-mi. Give it to me. Am dat zoom unde nu trebuie. What the fuck, nu știam că am zoom. Penisul meu. Bine că le luam Andrei. Andrei cacă cabălul. Eu l-am luat. Ok. Uite, dacă vrei să dau o floare, Luci, poftim. Pentru că să mai caut cabăl. Deci să pun cabăl ca... Am dat vreo 2 stecuri. Da. 2 stecuri jumate, relativ. Deci vezi cum face acoperișul ăla, tu vrei să faci... Dar cum ai bămăsui acolo? Poți să faci scări, știi, și chestii și îți dai o lemn. Poți să faci păi stai, tu vrei să pui doar cabl și atât? Nu știu, vedem, evoluează. Faci acoperișul din scări. Vedem, bă! Uite, n-a lemn, uite, n-a jumate de lemn și... Da. Am nevoie de restul înapoi, ia-l că e pe jos ca să te poți cățăra. M-am cățărat deja, nu vezi? Mie mi-a părat că ești încă jos. Nu. Acum te văd. Și tot mi-ai luat și lemnul, nenorocitule. Sunt destul de profitabil. Dacă aș pune dacă pun lemn o linie, nu merge. Eu să mai caut cabăl. Dar cred că mai ajunge, mă rog, ar trebui să mai ajungă. Pentru un acoperiș întreg la chestia aia? Cred că da. O să mai pun și lemn dacă e. Păi, dar nu faci, stai, tu nu vrei să-mi faci din scări? Ce scări? Nu, îl adică fac simplu așa. Să faci scări și să pui acoperiș. Auzi, eu lucrez la oră, da? Eu îmi aștept diamantul după acest lucru, nu puteți să cum arăt. Păi, dar nu, dacă nu arată bine, nu-ți dăm nimic. Cum adică? Adică... Luci cel duru. Exact, da. Dar dacă nu arată bine, îmi dă 2 diamante. Necocează bine, Luci. Luci, să pui mâna să înveți economie într-o 11. Nu, negociere. Nu-mi place nici psihologia, frate, deci... What?
economia, nu psihologia. Nu-mi apare cablul pe care îl pui. Lasă-l YOLO că pentru negociere trebuie și psihologie. Am bug. Oh, gata. Acum apăru, acum apăru. Aveam bug. Nu ți-a părea că... Da, că era cu nei cablul. Vedem cum arată. Stai un pic. Nu uităm cum arată? Da, și după punem acoperișul. Dacă am pune o sticlă cable, o sticlă cable, ceva de genul. Stai la margine, mă refer. Unde la margine, adică? Mai piatră, mai sticlă tine, nu? Da. Uite nou aici și mă duc, cobor să iau din ceva aici. Era la gătit. Ți-am aruncat sticlă, era la gătit, stai. Era la gătit, era la gătit. Bă, eu nu știu ce să, eu nu știu ce să fac în acest episod. Mă uit de jos, arată-mi. Da, sunt colți aici, uite-te cum arată în colți. Nu stric tot. M-ar arăta bine, cred. Tu ce zici? Da, mi-o pică cu Silk Touch. Eu am venit cu asta, cu ideea. Și să pun peste tot așa? Nu peste tot, doar aici pe margine, știi? Să dai un efect de, nu știu, de cristal, de castel, pardon. Au, m-ai împins? Nu eu, Andrei. Really, Andrei? Mă distrez. Da. Du-te și fă-ți de lucru. Bă, nu știu ce, n-am o idee acum. Du-te și fă o fermă, băiatul. Am deja. Treabă. Bine, avem treabă aici. Ok, suntem deci eu zim dacă fac bine, ok? Da, câte una, câte una. Ce? E chiar așa greu? E foarte greu. Neuronul lui Luci. Asta. Ok. Aici, pam, pam, pam. Pam, pam, chiar pam. Vrei să salvezi toată sticla? Ok. Da. Am aduc și mine, zbăga mea și ciorul. Andrei. Good luck. Good luck. S-ar putea să vii să ne ajute aici, Trântore. Trântore, dar cine a construit zidul ăsta? Da, nu-mi pasă, vino și ajută-ne aici. Nu vrei să vezi pe Luci cum face striptease? Exact. De fapt, zidurile, dă-te n-aibă. Vezi, în timp ce dansezi, trebuie să-ți dai armură jos. Și totuși nu ne-am prins cum facem acoperișul. Acoperișul lași așa. Sau poți să pui cu o bucată de sticlă în sensul ăsta, nu știu. Pătrățos? Vrei să-l las pătrățos? Nu pătrățos. Nu știu, dar zice că arată prea plat și urât, nu știu, mă gândeam să fac un alt fel de acoperiș, o altă formă de acoperiș. Fă-l cerc. Și acolo... Știi la ce mă refeream. Ok, mai pune aici, a? Aici, a, și aici fac? Da, normal. Să fie la fel, nu? In this my life, the only thing to shine. Se strică cu mult târnocopul? O am luat eu asta. Nu, se strică mult. Nu, Doamne, ferește. Ok, păi și ai vrea să facem așa tot asta, tot... Da, și după să mai adăugăm, nu știu, eventual altceva din casa noastră. Ok, eu încep să sparg asta și tu pui sticla atunci. Ce să sparg? A, să facem asta? Tot? Asta da. Zici? Da, nu asta vrei să faci? Noi eu ziceam să umplem prima dată totul cu cabl și după vedeam dacă îi mai făceam ceva la acoperiș eventual. Uite, mă gândeam să facem atunci. Vrei tu ceva diferit? Ok, umplu eu cu sticla atunci. Dar de sus oricum nu s-ar vedea. De jos, adică. Dar în fine. Chiar contează. Contează să fim creativi. Aoleo, creativitatea și Luci, vai de cap. Bă, Andrei, tu ești aici numai pentru... Mă, tu ești gică contra. Da. Nu, e aici doar pentru comentarii. Bine, mă. Mă duc și plec. Du-te și filmează tu. Nu, Andrei. Nu, Andrei, era o glumă, rămâi. Ai putea să ne ajut, știi? Bă, cu ce dacă mi-ai explicat și mie? Pune restul cablul de aici, restul locului. Îți dau cablul sau ai? Am o dudu. Hai că-l dau eu, vină ca unde ești. Nu, umple cu sticlă locurile care le sparg eu. Nu, le umplu eu pe alea, dar uite, ia cablul și umple restul, adică să fie tot cu acoperiș de cabl. La asta mă refer, până umplu eu totul cu sticlă. Ok, bam. O să arate ceva mai medieval. Da, în Evul Mediu făceau da. Tavane din sticlă. Ai știi? Suntem creativi. I see what you did there. Asta era cuvântul meu de bază. E, acum nu mai este. La acest episod, YOLO ne ajută pe noi. Dar o să-i dăm două diamante dacă face bine. Oh. Dacă face bine. Dar dacă nu face bine, primește un diamant. Ohohohoho! Bogăție, tate, îți dai seama dacă în viață fiecare constructor ar primi un diamant?
Bă, cum mai face constructor. Ups, să nu cădem. Se aude muzica cumva ca să nu am copyright? Da, se aude muzica. Mă gândeam că e de la Andrei, că ascultă el muzica, că el e cu muzica. Dacă ascultau numai eu, n-au deși filmare. Copyright strike, damn. Asta e Luci, s-a dus clipul pe pula. Dar unde pleca și Andrei? Să dea televizorul mai încet. Pune cabl peste tot. Nu mai am, dă-mi tu, na, hai. Uite, ia de aici, ia de aici. Mai aveam și eu. Asta că ai dat eu. Poate și ceva. Dacă nu episodul ăsta, într-un alt episod vei fi unul care, după ce vom termina și barul de striptease, știi, va trebui să vii, să petreci o zi cu noi și să dai un ritm. Totul nu. Îți urez succes încă de acum. Mulțumesc. Vei lua o cină romantică cu mine și apoi vei merge la barul de striptease care încă nu l-am început să-l construim. Dar... Ok. Și apoi vei deveni bărbat. Asta cu bărbatii așa specifică. Nu glumesc, adică în Minecraft mă refer. Poate în Minecraft. O să crezi și mie o barbă. Ce e aici? De ce e? De ce e ce? Mai era încă un cobblestone. Poți să te duci să iei cobblestone-ul ăla de jos? Mau cât e aici, lol, cât cobblestone. O să mă duc imediat să termin. M-am dus eu, hai că m-am dus eu la asta. Ok. Trebuie sigur că numai el dă înapoi. Bă! Ei, orice constructor român își trage și-l folosele din materialele care îl aruncă ceilalți. Mai fac și o casă, mai spun niște bani. Bă, după ce terminăm acoperișul, închem episodul. Așa repede. Bă, arată interesting așa, sincer. Uite, să vii de jos, vezi cum se vede. Arată like a fund, pariez. Nu, dar eu vreau din afară să arate bine, adică dacă ea mai adăuga niște, știi, facem niște scări de cap. Da, și din afară arată relativ ok, bine o să vezi. Dacă pui și niște glowstone-uri din aia pe dinăuntru să lumineze. Nu știu, eu totuși aici să mai facem ceva din, eu știu, sau tu ce zici. Eu mă gândeam prima dată să pun niște scări din cap și să le pun așa, știi, prima dată aici în față și după aceea prin spate, știi? Dar n-ar arăta bine? Băi, chiar nu știu. Asta am putea să punem numai locurile unde este glez sau... Na, nu prea cred. Asta ține mai mult de tine, cum ți se pare. Să facem o combinație dintre aia, să punem bloc, scară, bloc, scară, tot așa, știi, nu? Bă, băjeții pe acoperiș, punem glowstone pe geam. Nu, ai în loc de cab. Ai glowstone? Andrei? Ceva de genul să vină aici glowstone, nu? Da, ai glowstone? Nu mai am. Eu mă gândeam în loc de cable să pui glowstone în anumite locuri, știi, să luminezi da. Pe exterior. Deci rămâne așa? Penta rămâne așa. Tu ce zici, Olod? Adică nu știu, parcă aș mai vrea să... Mă, a fost ideea mea, deci eu zic că e bine. Nu, adică nu mai adăugăm nimic? Nu știu, tu zici. Este barul tău, restaurantul. Stai, revin imediat, dau un crafting table. Ce dai mine? I need one crafting table. Wait a second. Wait a second. Dar de ce tu ieși? De ce Luci are full diamond? Pentru că el și-a pierdut setul de diamond. Bravo, Andrei. Dar nu mai povestim și cum l-am pierdut? Încercând să mă ajute pe mine să nu pierd setul de diamond. Și n-ați filmat asta? Oh my god, am căzut în lavă când mi-am niște diamante, am dat disconnect. El a venit, a scos toată lava și ca blegul, exact la ultima sursă de lava a căzut în ea. Uite, deci eu mă gândeam, dar chestia asta să fie pe gle sau ceva de genul, știi? Scară dintre asta și apoi bloc. Parcur cu aia, parcur aici. Te uiți? Luci, noi facem parcur, lasă-ne. Vino și uită-te. Stai, mă uit de aici. Dar chestia asta să fie pe gle sau tot, te uiți? Ce dracu e casa aia acolo? Ok, acolo, da? Nu știu ce să zic, arată bine? Pe ce pus acolo? Ah, din astea vrei tu să pui. Mhm. Facu. Ce zici? Da, merge. Dar în locul ăla vrei să lăsăm loc liber sau? Dar vezi că una e în jos, una e în sus. Vezi, deci, nu, am pus așa una, așa una, așa să văd cum arată mai bine.
Să mai pui ceva aici așa? Și în locul la glass ce să punem? Tot scări dintre astea sau altceva? Sau un alt bloc? Sau tot glass? Nu, la glass lași loc liber. A, da? De ce? Nu știu. Ia mai pune o din asta, o scăriță din aia. Să mai fac. Și în sus sau în jos? Arată bine. Dintre vitine și... Deci când vin cu acestea, ce vreau să zic? De fapt, stai că fac eu una să-ți arăt ce zic. Hai că mai fac și eu. Fac o scăriță din asta. Andrei, tu ce naiba faci? A? Tu ce faci? Eu pe Facebook. Serios? E. Asta faci tu când filmezi? Așa. Vorbea Luci care se uită la trădare. Uite, vezi? La ce vreau să zic? Ar fi o idee. Și lași loc liber acum. Nu e o idee proastă. Normal că nu e, eu loc. Dar că acolo trebuie să fie neapărat scară. Da, sus trebuie să fie neapărat scară. Băi, îmi trebuie mai multă mâncare. Mai am eu dacă vrei, dau? Nu, o să iau, mă servesc eu odată. Ok, hai să mă ajut să fac stările astea. Luci pute, Luci pute. Unde scrie aia? Citește la intrare, ai trecut prin ele. Fac eu, Andrei. Dar nu le-am scris eu. Le-a scris Iolo. Ce mărșav e, Andrei, ce mărșav ești. Înțelegi, ce încerci să dai vina pe mine? Trebuie să dau vina pe Musafir. Ah, am înțeles, pe cel nou. Eu tu e cel nou. Ok, am făcut 31 de scări, nu o să ne ajungă, dar ajută-mă și tu, Iolo. Am făcut și-o 40. Ok. Frate, plângeai lin și nici nu pierdui faza în care zise lui Fraxu că l-a luat pentru bani. Lume, hai să încheiem episodul. Da, eu o să terminăm și noi aici, că terminăm în 5 minute. Cum le-ai pus să stea în sus, că nu-mi iese? Stai că nici mie nu-mi iese acum, stai. Dragul meu, Lucică, fără frică, n-ai tu mâine școală la 7. Hai, așteaptă încă 5 minute. Pui pe baza lor, adică pui pe la mijlocul lor, nu pui chiar sus în colț pe cabl. Tu du-te și pune-le pe alea de jos mai bine. Bine. Și mă, ți-mi-a face așa urât. Mai așteaptă o secundă, Andrei, să terminăm aici. Ca să nu fi venit celor degeaba. Păi și aici cum facem, de exemplu, la colț? Păi, n-am soluție pentru toate. Las-o așa momentan. Ups, am pus greșit aici. Na. Urmează mă, Iolo. Parcă te așa demeniști cu ceva, mâncăruri, chestii. Fine. Cu striptease. Striptease. Olo, pistania, mătii. Ai uitat să pui aici pe colț. Stai, vine imediat. Să punem și în partea asta, la altă. Lo. Pare că arată nașpa. Bă, s-a pus bine inițial, s-a schimbat după aia. Pare că arată nașpa. Of, Luci, după ce că dăm și bani, mai și comentezi. Unde dăm, bă, bani la mințică Iolo? Adică, ce? 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 Urmă că dați bani. Ce asta? Vino cu ace, Luci. I'm coming home. Tell the... unde? Uite-te pe colț acolo. De ce? Ce vrei să-mi arăți pe colț? Pe mama. Gata, mă uit pe colț. Deci, nu acolo, în partea cealaltă. Spune aici. Unde? Aici, uitat. Nu te văd. Uite-te în jos. Unde fundul meu ești? Aici. Nu. Du-te-n spate. Aaaa, unde am uitat? Am înțeles perfect tigrișorule. Păi da, am pus o dată. Nu, n-ai pus. La naipa! În fine, arată ca un funduleț. Păi asta e ideea, două buci. Asta nu e bar de striptease, mă uit. Nu știu, credeți că am mai putea să facem ceva să mă arate mai bine? Deci cum când intri, uite, te gândești la două buci. Apar de striptease aici. Locuri pe aici. Deci la două buci, interesant. A? Lolo, simt că ai rău că ți-i situația, dar... Simți? Ei, tu m-ai invitat, nu-i vina mea. Doamne, frate, arată nașpa! Bă,
face cum arată. N-arată nașpa. Uite, vezi, Andrei e de acord cu mine. Ingenioase. Am putea să punem culori printre ele, ce ziceți? Culori ca pupunări. Bere. Stați, mă duc să iau niște culori. Păi, hai să încheiem și le arăt o data viitoare. Exactamente, hai. Așteptat. Bă, Luci, școala nu mai așteaptă. Da, un minut, așteptat. Luci, asta. Un minut. Asta o să fie un episod special de 30 de minute. Un minut. A trecut un minut, hai, gata. Nu, de unde a trece un minut? Din fundul meu? Că mai comentez? Ne. Așteaptă un minut. Nu te lua de fundul lui Luci. Exact. De ce dracu ai sărit în capul meu și mi-a dat damage? N-am înțeles. Cine a sărit în capul meu? Mă lași pe somn. Haide, Luci! Hai, fa! Luci, plânge fata aia după tine. Haide, fată! Fata, stai o secundă. Centrul orașului, bibliotecă, parc. De ce scrie ce bibliotecă când e striptease-ul? Mă refer la clădirea asta, nu la altă. Eu nu știu cum să zic, dar arată ca un fund, îmi place. De fapt, nu-mi place. Ai zis că-ți place. Nu. Nu a zis că-i place. Ok, vin acum, așteaptă. Ok, haideți, stați, ajung imediat, stați. Mă duc să-l înving pe Luci, unde e? Uite, așteptați, uite, eu l-o poftim, diamantul tău. Ți-am dat unul pentru că nu-mi place. Adică, serios, cine câștigă un diamant venind și pune niște cavări ăla? Nu știu. Se pare că eu. Cadou de la legionari, să zile subscriberilor tăi să se vină la noi pe canal să ne dea iubire. Mai am și eu 6 diamante. Nu-mi pasă zile subscriberilor tăi că te-am cumpărat și să vină pe canalul nostru. Vă mulțumesc pentru acest episod din The Sky Titans. Nu uitați să dați un like-uri și ne vedem data viitoare.